Pe Câmpia Libertății de la Blaj, în 1848, s-a strigat: noi vrem să ne unim cu țara. 100 de ani mai târziu, pe 15 mai 1948, guvernul comunist a declanșat operațiunea de exterminare a Bisericii Române Unite. Anunțul s-a făcut la sărbătorirea centenarului adunării de la Blaj. Comuniștii au decorat Câmpia Libertății cu portretele lui Marx, Engels și Lenin. Iar mitropolitul ortodox, Nicolae Bălan, i-a îndemnat pe greco-catolici să-și renege credința și să se alăture bisericii ortodoxe. Întreaga desfășurare a lichidării acestei biserici vine de la Stalin, modelul ucrainean, lichidare prin unificare forțată cu Biserica Ortodoxă. Acțiunea criminală a fost imputată multe decenii bisericii ortodoxe. Abia după căderea cortinei de fier s-a aflat din documente desecretizate cine a dat ordinul de înlăturare a conducătorilor religioși. În 1948, Biserica Română Unită avea peste 1,5 milioane de credincioși greco-catolici. Toți episcopii săi au fost arestați într-o noapte și supuși la tortură. Biserica fără păstor nu există. Închidem păstorii și turma se va risipi. Cel mai tânăr dintre episcop avea 41 de ani, iar cel mai în vârstă 73. Au murit în închisori și lagăre improvizate în mănăstirile unde au fost ținuți în izolare între 1950 și 1970. Comuniștii au stat pe ei până au terminat pe ultimul. Ce a fost atât de îngrozitor? Iuliu Hosu, episcopul Unirii, care a citit rezoluția de la Alba Iulia în 1918, a rezistat cel mai mult până în 1970. Nici o tortură nu a fost atât de puternică încât să-l determine să renunțe la credință pe episcopul vicar de București, Vasile Aftenie. În 1950 a suferit un atac cerebral după 2 ani de anchete în beciurile securității. La deshumarea pentru beatificare s-au descoperit lovituri în tibie provocate de metoda preferată de tortură a temutului anchetator Gheorghe Enoiu. A fost îngropat în cimitirul Belu Catolic, fără nicio inscripție pe crucea de lemn. Credincioșii aduceau flori și lumânări la mormintele episcopului Vasile Aftenie și al cardinalului Iuliu Hosu. S-au răspândit vorbe despre miracolele apărute în preajma celor două morminte. Valeriu Traian Frențiu, episcop de Oradea, a murit în 1952 la Sighet. A fost înmormântat în cimitirul săracilor într-un loc rămas necunoscut. Ioan Suciu, cunoscut ca episcopul tinerilor, a fost unul dintre cei mai mari oratori ai bisericii. A murit de foame la Sighet în 27 iunie 1953, rostind pentru ultima oară Tatăl nostru și Născătoarea. A fost aruncat într-o groapă comună. Osemintele sale nu au mai fost găsite. Episcopul Tit Liviu Chinezu a fost considerat de securitate unul dintre cei mai fermi opozanți față de unirea dintre Biserica Greco-Catolică și Biserica Ortodoxă Română. A murit la Sighet în 1955 și a fost îngropat în cimitirul săracilor, fără ca mormântul să mai fie identificat. Episcopul Ioan Bălan a murit în 1959 la mănăstirea Ciorogârla, după 11 ani de arest. În ciuda vârstei înaintate, a fost torturat și supus unor munci isovitoare. Episcopul Alexandru Rusu, pe care papa voia să-l numească mitropolit al Bisericii Române Unite, a murit de septicemie la Gherla în 1963. Acum înțelegem clar de ce sunt martiri. Încă o dată, au susținut, au apărat, s-au opus acțiunii guvernului. După arestarea celor 7 episcopi, potrivit documentelor CNSAC, au trecut la ortodoxie 80% dintre greco-catolici și 1100 de preoți din cei 1400. Această beatificare pe care o face la Blaj este un dar deosebit, pentru că, în general, beatificările nu le celebrează Sfântul Părinte. Beatificarea celor 7 episcopi uniți are și o remarcabilă valoare de reparație morală. În timp ce în România uciderea episcopilor nu a fost cercetată juridic, Vaticanul este prima autoritate de stat care recunoaște pe bază de probe și mărturii omorul cu premeditare aprobat de autoritățile comuniste.